Salutare și bun venit la o prezentare cu despachetare de produse. Astăzi am să vă arăt ultima mea achiziție ale unor cuțite japoneze care le-am comandat recent de pe un site de la noi din Europa. Însă, înainte de toate, am să îmi cer scuze dacă mă veți auzi strănutând mai des, pentru că sunt în perioada în care am simptomele de alergie de la ambrozie. Iar pe deasupra m-am și îmbolnăvit de simptomele de COVID, să zic așa, motiv și pentru care am întârziat această filmare, deoarece, deși eu am comandat aceste produse joi, ele mi-au ajuns vineri, săptămâna trecută, însă amânasem filmarea pentru că mă pregăteam și eu, la fel ca poate unii dintre voi, să merg la acea întâlnire anuală a pasionaților de cuțite, ce s-a ținut pe data de 26-27 la lângă Brașov, însă m-am îmbolnăvit și ca atare a trebuit să rămân acasă, dar nu m-am simțit nici foarte grozav, astfel încât am amânat și filmarea. Sunt la fel de curios și eu ca voi să văd cuțitele ce mi le-am comandat. Astăzi vă voi arăta două dintre ele. Este un set de cuțite de la Suncraft din materialul SG2. Și ca să nu o lungesc prea mult, eu cutia am deschis-o, bineînțeles, ca să mă asigur că este în ea ce trebuie, însă nu am deschis cuțitele. Deci, acum le văd și o prima dată. După cum vedeți, sunt ambalate în folie din asta protectoare și presupun că acesta este ambalajul care vine de la producător. Sunt un număr de 3. Acesta este un set, iar acesta este un al treilea cuțit, care probabil îl voi prezenta într-o altă filmare, pentru că este un alt profil și un alt tip de material. Aici am setul de cele două, este un bunca și un peti. Am să vă povestesc înainte despre proprietățile lor, după care îl despachetăm să vedem ce avem înăuntru. Este un bunca și un peti, un bunca de 165 mm lungime, lama, cu înălțimea de 45 și cu o grosime deasupra de coamă de 1,8 la bunca. Iar la peti, de fapt, haideți să mai degrabă să le deschidem și să le discutăm specificațiile după aia. Ca să nu lungesc prea mult filmarea, deoarece nici nu mă simt foarte bine. Numai să iau un cuțit și să... Se pare că e sigilat cu sigla de la site-ul de pe care am cumpărat. Site-ul se numește Sharp Edge, este din Slovenia. Băieții sunt foarte, foarte drăguți acolo, au un excelent serviciu de relații cu clienții. Le-am cerut o grămadă de detalii suplimentare, adiționale față de ceea ce oferă pe site. Au fost foarte înțelegători, foarte dornici să-mi rezolve situația și, ca atare, după câteva verificări, am decis să fac achiziția. Surprizător pentru mine, în acest pachet există ceva ce nu mă așteptam. Acesta este pachetul de la Bunca, cuțitul Bunca. Și văd că mi-au trimis adițional și o saia, acea îmbrăcăminte de lemn pentru cuțit. Ceea ce nu era prevăzută în prețul de achiziție. Deci m-au surprins cu adevărat în acest caz. Instrucțiunile de utilizare ale producătorului, bineînțeles, care deocamdată nu ne interesează. Așa cum am zis, această saia este îmbrăcămintea suplimentară, pentru că în setul acestor două cuțite, în prețul acestor două cuțite nu includea, nu era inclusă această teacă, dar
Mă bucur foarte tare că băieții au fost drăguți și mi-au trimis-o. Iar acesta este cuțitul. Hai să vedem ce mai avem aici. Foarte simpatici, nu vă vine să credeți, avem un plasture. În caz că nu ești atent cu cuțitul și te tai. Foarte simpatici. Avem și un mesaj de la cei de la Sharp Edge, în engleză, care scrie următorul text. Fie ca acest cuțit să-ți servească pentru un timp îndelungat și nu uita să fii atent la degete. Da, foarte, foarte simpatici băieții, de aceea au trimis și acest lasture. Mai sunt și câteva traduceri adiționale în altă limbă și instrucțiuni de utilizare. Și cam acesta este ambalajul. Iar acesta, dragilor, este cuțitul. Este cuțitul Bunca. Un finish foarte, foarte drăguț. Finish satinat. Să vin și eu mai aproape să vi-l arăt. Se vede, este structură din metal SG2R2 și bineînțeles laminare exterioară din două straturi și se vede și porțiunea de unde iasă miezul din stratul de laminare. Foarte frumos lucrat. Aici avem și ștanța fierarului. Încerc să vi-l arăt din mai multe unghiuri. Va trebui să-l verific să văd dacă este și drept. Are o ușoară curbură la punctul în care iasă din mâner, dar nu este o situație că se poate îndrepta. Încerc să văd dacă e răsucită lama și se pare că nu. Lucru care mă încântă. Așa cum ziceam, are lungimea lamei de 165 mm. Cu o înălțime de 45 mm și cu o grosime deasupra de călcâi la coamă de numai 1,8 mm. Deci este un adevărat cuțit de performanță. Mânerul este din len. Văd că este finisat și lăcuit. De asemenea, văd că nu există niciun spațiu între lamă și mâner, așa cum am întâlnit și la alte cuțite. Este foarte plăcut la atingere, atât mânerul cât și cuțitul. Încerc să-mi dau seama dacă este și într-adevăr este ascuțit foarte bine. Îi vom face și testul de tăiere imediat. Văd că este oarecum finisat și pe această secțiune din spatele lamei. Este rotunjită, adică nu te accidentezi, nu te zgâri, nu te tai. Per total, un cuțit superb din punctul meu de vedere, pentru că place foarte tare. Și l-am ales datorită metalului din care este făcut, adică este pulbere metalurgică, acest SG2, pentru cei care știți. Și este tratat la o duritate de 62-63 pe scară Rockwell. Bun, am terminat cu acesta, să deschidem și celălalt cuțit. Ca să nu dureze prea mult firmarea. Este un set care se vinde la prețul de 357 de euro pe site-ul lor, celor de la Sharp Edge. Dar bineînțeles a avut și o reducere de 15% acest set și din fericire am prins și un promo, dar nu la acest cuțit, ci la următorul,
am primit și un promo de încă 15% la un cuțit care am să vi-l arăt altă dată. Bun, haideți să testăm și teaca. Să vedem dacă și intră. Intră perfect, punem pinul, fără nicio problemă. Super, va trebui să le mulțumesc băieților de la Sharp Edge pentru că mi-au trimis această teacă, deși nu mă așteptam, nu era inclusă în preț, așa cum am zis. Sunt foarte drăguți. Iar acum să vedem celălalt cuțit, care este un peti. La fel instructajul. La fel acel mesaj cu blasturile. Foarte simpatici băieții de acolo. Și avem cuțitul. Cum am zis, un peti de cu lungime de 120 mm. Are o înălțime de 21,4 mm și o grosime de numai 1,4 mm deasupra de coamă, pe coamă deasupra de călcâi. Și se subțiază treptat înspre vârf. Are doar 70 de grame. Apropo, cuțitul Bunca are undeva la 150 de grame, dacă mi-amintesc bine. Și la fel mâner din lemn. Cu aceeași duritate de 63 pe scară Rockwell și același material SG2. Haideți să-l vedem și pe acesta mai de aproape. Mie îmi place foarte tare finish-ul și faptul că se delimitează frumos miezul de stratul de laminare. După cum vedeți și voi. Ok. Bun, și haideți să îi facem și un test de tăiere. Mă asigur că este dreaptă și această lamă înainte de toate. Încerc să verific. Bun. Am pregătit și o roșie. Hai să vedem cum taie cuțitul. Începem cu peti. În speranța că filmează aparatul ce trebuie. Îndepărtăm ce nu este nevoie și hai să vedem dacă taie din prima. Se pare că nu vrea, pentru că nu i-am tăiat baza, deși cred că ar putea. Ca să nu mă chinui, am să-i tai fundul și cu siguranță așa nu avem niciun fel de problemă, da? Foarte ușor, foarte ușor, este foarte bine ascuțit. Încercăm și cu Bunca. Fără niciun fel de problemă. După cum ați văzut. Cred că voi fi tentat să-l finisez un pic pe piatra de granulații 6000, pentru că voi fi foarte curios să văd cum se comportă, deși nu are nevoie, cuțitele ambele sunt foarte bine ascuțite, dar bineînțeles, pentru că nu pot să mă abțin, voi face asta. Dragilor, acestea au fost cuțitele din SG2, material SG2.
Am să las un link în descriere cu site-ul de pe care le-am achiziționat. Așa cum am zis, eu îi recomand pe băieții ăștia, sunt foarte, foarte drăguți. Au o relație cu clientul foarte, foarte drăguță. Sunt foarte serviabili, sunt dispuși să vă ajute cu absolut orice. Bineînțeles, pentru comenzi mai mari de 1450 de lei, nu plătiți transport și taxe vamale, foarte important, da? Asta dacă faceți comenzi mai mari. Adică dacă vă luați 2-3 cuțite sau eu știu, 2 cuțite și ceva, o piatră de ascuțit. Și am să las link în descriere cu site-ul. Dacă aveți întrebări sau alte opinii referitoare la acest tip de material, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Iar eu eventual voi reveni cu o filmare după o durată de câteva luni de utilizare, ca să vedem cum rezistă în timp și, bineînțeles, cât a rezistat tăișul. Cam atât pentru astăzi, ne vedem în următoarea filmare și va veni foarte repede pentru că mai avem de prezentat un cuțit și anume ce avem aici, că am zis că v-am mai arătat unul. Mai avem un cuțit, tot de la ei. Și mă gândesc dacă îi voi face astăzi și acestuia prezentarea lui. Până data viitoare, numai bine!